Hanelore în legătură telefonică directă. Hanelore, bună ziua! Mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră, pentru că de altfel așa era și normal și deontologic să intervii dacă îți dorești acest lucru. Știi foarte bine că noi te-am contactat și în ultimele zile. Da, bună ziua și mulțumesc frumos că m-ați contactat. O să te întreb, Hanelore, cred că îl vezi pe Andy alături de noi în platou, dacă vrei să-i transmiți ceva și te ascultăm, bineînțeles, și ce ai de spus în legătură cu zvonurile care au apărut că da, v-ați fi întâlnit. În momentul de față eu nu mă aflu în fața televizorului. Urmează să intru în sală, în sala de dans, mai 5 minute exact. Mă bucur dacă Andy este la voi în platou. Am deosebită plăcere să-l salut. Și eu te salut. Și ce anume ați dori să vă răspund? La ce anume v-ați dori să vă răspund? În primul rând te întrebam și pe tine în legătură cu ce s-a scris în presă, cu noaptea aceea fierbinte care ar fi existat între voi. Spun ar fi existat, că așa a scris presa. Și faptul că tu i-ai fi povestit asta unei prietene și că i-ai fi trimis și o fotografie cu Andy întins în pat. Prieteni, nu știu ce să spun despre ei. Dacă Andy este acolo la voi în platou, cred că e cel mai bine dacă răspunde el la aceste întrebări. Asta am și făcut. Mulțumesc. El ne-a explicat, scuze că intervin, eu sunt Petra, el ne-a explicat, vrem să știm și părerea ta despre acest zvon. De ce crezi că a pornit și de unde crezi că a pornit? Da, ok, am înțeles. Ai spus și pe Facebook că nu e adevărat. Zvonuri sunt și vor fi mereu. În legătură cu asumarea mea, faptul că am devenit o persoană publică și că nu îmi place că sunt agresată și, mă rog, acostată, să zic așa, toată lumea e pe mine, nu pot să fac niciun pas, nicio direcție, oriunde merg, sunt criticată inclusiv cu ce ținute mă îmbrac în cluburi. Eu am postat chiar aseară un mesaj pe pagina. Da, 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 l-am văzut, am spus că l-am văzut. Da. Și l-am și am și citit mesajul tău, da. În afară era, de întâlnirea de la târgul de nunți, a existat o altă întâlnire între voi? Nu, dar am vorbit. Exact ce v-am zis și eu. A fost primul dialog după Insula Iubirii, Hanelore? Da, a fost primul dialog. Cum a fost? Cum să fie? Foarte frumos. De ce să spun altceva? Mi-a făcut plăcere și îmi va face plăcere oricând să vorbesc cu oricine de acolo, în special cu Andy, care a fost singurul om care m-a susținut pe tot parcursul meu pe insulă. Da, da, știm foarte bine că după ce tu ai spus că îl vezi ca pe un simplu prieten, da. Ai recunoscut-ul... O, uite că râdești! Să știi că eu am vorbit serios și nu a fost ironică. De ce ai râs? Măi, asta cu prietenia e deja la ordinul glumelor de zi, așa, adică... Acum toată lumea vrea să te prietenească cu mine. Cine nu știe cum e să fii prieten, nicio problemă, pot să dau lecții. Andy, tu ce ai simțit în momentul în care Hanelore ți-a spus că ești prietenul? Păi, exact aceeași reacție pe care a avut-o și am început să râd. Adică n-aș putea fi doar prieten, adică era, oarecum era evident, era foarte logic, în urma postărilor mele și în urma terminării emisiunii, am primit foarte multe mesaje de la foarte multe femei care s-au regăsit în situația mea. Cu mulți prieteni, nu? Poftim? Cu prieteni. Cu prieteni, evident. De ce nu? Mesaje în care femei, foarte multe, îmi spun că le teamă să renunțe la relația lor de lungă durată, deși ele s-au îndrăgostit de o altă persoană. Pentru că oarecum le este teamă de, nu știu, de un posibil eșec, vorba aceea, nu dai cioara din mână pe vrabia de pe gard. Cred că asta este cea mai plauzibilă chestie care o pot spune. Tu ai întrebat-o, Andy, de ce i-a fost teamă de lucrul ăsta? Sau dacă i-a fost teamă? De despărțirea? Ce spune ea? Să dea cioara din mână de pe vrabia, pentru vrabia de pe gard. Știam că e invers, că dai vrabia de mână pe cioara. Așa. Da. În cazul ăsta probabil așa e. Da,
dacă am întrebat-o, știam de ce. Pentru că 8 ani e o investiție destul de mare ca și timp. Și probabil asta o ține. Nu, exact. Sunt chiar 8 ani, sunt 7 ani jumate. Cu bune, cu rele, așa cum au fost ele, așa s-au întâmplat. Noi nu mai formăm un cuplu din octombrie, dar am preferat să nu fac publică această despărțire. Din octombrie? Dar ați fost împreună și la Viena? Da, a fost o ieșire. O ieșire. Prietenească. E bine și așa. Apropo de prietenie, cred că mi-ar plăcea să păstrez prietenia cu Andy, dacă tot o dăm așa în prietenie. Mult timp de acum încolo, așa că... Ce spui, Andy? Bineînțeles, prietenia mea... Eu pot oferi, pentru că înainte de toate, astea am fost prieteni. Bine, puteți vorbi direct, nu trebuie să vorbiți prin intermediul meu și chiar vă rog să faceți asta, că sunt convinsă că aveți foarte multe lucruri să vă spuneți. Ne le-am spus, oricum ne-am vorbit, e ok, suntem ok. Păi când ați vorbit? Păi după târg, ți-am spus că am vorbit atunci. Păi... A zis lămurit. Că nu v-ați întâlnit, eu nu mai înțeleg nimic. Au zis că nu s-au întâlnit. Da, ne-am întâlnit până în târg, după târg, ne-am văzut, atunci, la acolo. Târg, da, la târg, după ce am dat floarea aceea, am stat de vorbă, adică cam asta a fost. Fără gălăgie? Nu era gălăgie în târg? Adică, da, nu. Era, se poate vorbi și pe gălăgie, da. Dar voi ați definit ce înseamnă prietenie? Că vă dacă am definit? Nu, și tu la prietenie ați ajungem de ușor termenul. Dar ce înseamnă pentru fiecare prietenie? Că poate pentru ea, pentru că e femeie, înseamnă cu totul altceva decât pentru tine. Eu pot să ofer decât ce înseamnă pentru mine prietenie. De fapt, de ce? Pentru că nu ți-asumi... Adică asta e o treabă foarte interesantă, că de regulă bărbații sunt mai camarazi între ei. Adică se simt un pic mai responsabil față de ce să le ia femeia, pe când femeile n-au chestia asta. Adică degeaba suntem noi Ioana Dark, nu. Femeile sunt mult mai dispuse să trădeze o femeie pentru un bărbat, bărbații nu. La tine care a fost problema? Practic, nu vrei să trădezi un bărbat, adică nu vrei să-l pui într-o situație proastă în care îi luai femeia? Nu, i-a spus Aionare că e doar un prieten. Păi da, dar oricum, era prietenul acela de 7 ani jumate cu bune și cu rele. Adică, ce imagine protejezi tu? Imaginea bărbatului corect? Stai să înțeleg perfect, că nu înțeleg ce vrei, la ce vrei să ajungi. Mă întreb de ce nu păstrez o relație de prietenie cu Hane? Nu, întrebam ce... care e rolul pe care îl protejezi tu. Cel corect, bărbatul care a ales să fie prieten cu femeia de care a fost atras, doar ca să nu fie, mă rog, într-o situație proastă față de o țară întreagă. Păi care nu, după a fi cum zis, am spus mai devreme, consider că ce a fost nu se poate recrea. Dacă atunci nu a prins, nu a fost trenul să facem, să fim împreună, să fie o relație, eu acum nu pot să mai dau timpul înapoi să... Adică tu n-ai mai acordat a doua șansă? Exact, asta încerc să spun. Să spunem pe șlau, n-ai mai acordat a doua șansă? Da, în punctul meu de vedere, s-a consumat, exact. Și momentele nu pot fi recreate. Adică atunci trebuia profita de acel moment. Acum, în păcate, este prea târziu ca să eu spun mai așa. Am o singură dar s-a consumat totul? Sau ce trebuia? Cred că, din punctul meu de vedere, s-a consumat pentru că... Nu știu dacă aș putea să o mai privesc pe Hane ca pe o viitoare iubită. Asta e siguranță. Și dacă n-ai fi întâlnit-o pe insula iubirii, ai fi întâlnit-o, nu știu, la schi? Și ea n-ar fi fost cu prietenul păi ei și tu nu ai altceva. Fi fost... Deja nu, dar ce s-ar fi întâmplat? Păi da, dar ce s-ar fi întâmplat? Ai fi rămas cu ea? N-ai fi rămas cu ea? Adică, nu, de nu. Te-a schimbat doar contextul lui Hanelore. Hanelore, cum vezi tu ceea ce spune Andy? Tu ai întins practic o mână spunând că vreți să fiți prieteni în continuare. Acum, eu sincer, m-am uitat la toată emisiunea și când tu spui prieteni, nu știu ce să cred. E cu dublu înțeles. Dar cred că acum se referă la deci, totul altceva. În primul rând, eu prietenia mea o ofer doar persoanelor care eu simt că mă iubesc sau care eu simt că țin la mine. Cam asta înseamnă prietenie pentru mine. Și prietenie înseamnă nu neapărat iubit sau, mă rog, tot ceea ce crede lumea că înseamnă prietenie, să nu folosesc cuvinte. Păi, Dana, tu ai spus că îl vezi pe Andy ca pe un prieten și apoi am văzut și postările pe Facebook și ce ai spus ulterior. Ai recunoscut că da, te-ai simțit atrasă de el, că da, ai fost îndrăgostită de el. Păi, ca să repet, și dacă tot o ținem așa la Caterinca, poate că a fost confuză, nu știu ce să spun. Cum? Stai confuză? Da, o ține, da. E confuză. Deci,
În momentul și acum ești confuză? Așa cum a spus și Andy, la momentul respectiv nu a fost să fie. Eu nu mi-am dorit mai mult decât să, nu știu, păstrez legătura, ca să mă exprim altfel. Nu a fost nici măcar acea legătură până în momentul de față. Afirmațiile pe care le-am făcut pe Facebook și pe Instagram au fost afirmații pe bune, reale. Bun, Hanelore, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Te rog, dacă poți să rămâi alături. Colegii mei încearcă să restabilească legătura telefonică. O avem, de fapt. Mulțumesc tare mult, Hanelore, că ai rămas în continuare în direct cu noi și pe parcursul pauzei de publicitate. Să continuăm discuția. Tu ai auzit-o spunând că e confuză? Da, mă auzit, dar... A zis și notă de caterică. Sunt forme de glumă, da. Glumă sau... Sper că încă nu mai e confuză după un an de zile. Sper că și-a clarificat un pic direcția. Hanelore, explică-ne tu. Era și normal în momentul respectiv să fie asta. Nu, acum. Acum nu am de ce să fiu confuză. Exact. Relația mea de lungă durată s-a încheiat acum câteva luni. Eu profit de momentele mele, de prietenele mele, de... Chiar vreau să fac un scurt video, că am tot fost întrebată că am o relație. Nu, nu am nicio altă relație. Dar tu ai scris asta, da. Hanelore, tu ai scris asta în postarea de pe Facebook, că și voiam să te întreb. Așa. Ai spus că atenția ta... Nu locuiesc singură. Nu locuiesc singură, este foarte adevărat, locuiesc cu prietena mea. Ai spus că atenția ta este îndreptată către un alt bărbat și acela nu este Andy. Da, dar înseamnă poate că nu-i cu el. Atenția este una... Și în a fi într-o relație este cu totul altă. E ca prietenia. E ca prietenia. Scuze-mă. Pur și simplu, acum suntem oameni, tuturor ne plac alți oameni. Nu o să rămân singură toată viața mea de acum încolo. Este și normal. Dar n-a zis nimeni asta. Deci nu trebuie să rămâi singură. Acum că nu mai ești confuză și ai avut timp să-ți așezi gândurile, ce simțeai atunci pe insulă pentru Andy și ce simți acum, după un an? Asta am răspuns și pe primul meu mesaj, prima mea replică cu care am ieșit eu. Nu am știut exact ce sentiment am. Probabil de asta am și spus că sunt confuză. Eu, trăind cu același bărbat ani de zile, nu am știut cum este sentimentul de îndrăgosteală față de un alt bărbat, cum e să primești atenție, cum e să primești ceva ce nu mai primește la bărbatul tău. Cumva m-am lăsat condusă de, nu știu, de valul care m-a luat acolo. Andy îți oferea ceva ce nu simțeai că ai. Da, Andy mi-a oferit exact ce am avut eu nevoie, exact ceea ce mi-a lipsit mie cel mai mult, atenția. Și de ce n-ai avut curajul să rămâi acolo, pe val? Cred că orice femeie ar fi reacționat la fel ca și mine, mai ales având în vedere faptul că nu a fost singura dată când relația noastră a scârțit. Adică am avut și urcușuri și coborușuri multe. Și de fiecare dată ne-am revenit, ne-am regăsit. De data asta nu a mai fost așa. Hanelore, tu te-ai gândit și la Andy în momentul în care ai luat decizia asta și în care după, eu spun ce am văzut noi de acasă, după dovezile de afecțiune pe care i-ai arătat pe insulă, l-ai pus așa într-un colț al prieteniei, l-ai băgat în friend zone, cum se spune, și ba mai mult ai spus că te hărțuiește sau te agasează, cum era? Te-ai gândit la ce a simțit el în momentele alea? Dacă știu ce a simțit Andy... Nu, dacă te-ai gândit atunci, măi, omul ăsta îl rănesc probabil, sau există posibilitatea... Eu în momentul respectiv, eu am considerat așa, având în vedere locația, și, sau nu locația, rolul lui acolo, rolul lui era de a-mi simți mințile, era evident. Pentru asta era el acolo. Eu n-am avut de unde să știu dacă el într-adevăr a dezvoltat ceva mai mult sau este doar un rol. De aici și confuzia mea. Crezi că n-a știut asta? A înțeles foarte bine. Vorbiți între voi, vă rog, că nu sunt mediator. Nu, cred că a fost o metodă de apărare a ei.
negarea asta, toată negarea, nu am făcut, nu am dres, ele dă vină... Scuze, spune. Îmi cer scuze. Orice femeie, înainte de nuntă, cred exact. Că orice femeie ar fi reacționat așa. Noi am avut nunta planificată cu 2 ani înainte de a participa în emisiune. Bine, nu orice femeie, dar multe poate. În cazul tău ar fi fost la eu fel de... Eu am făcut parte din speriat. Acele multe. Da, Hannelore, pe tine nu te-a pus pe gânduri că aveai nunta planificată și în ciuda faptului că aveai nunta planificată și l-a lăsese pe Bogdan ca să-ți fie sos o viață, tu simțeai niște emoții pozitive pentru Andy? Adică nu te-a pus pe gânduri treaba asta? De fapt, cred că asta... Scuze. Adică nu te-ai gândit, ok, relația mea cu Bogdan nu e ok și nu e corect să continui relația ca soț și soția ta timp cât sunt atât de vulnerabilă la, nu știu... la atenția altui bărbat, adică, nu? Nu, este ultima întrebare la care răspund, pentru că m-am spus și colegului vostru că sunt așteptată, trebuia să începă ora deja de mult, mă așteaptă oamenii în sală. Bun, ce vrei să-i mai spui, ce vrei să-i mai spui lui Andy? Ce mai e de spus? Probabil dacă va fi ceva de spus, probabil că îi voi spune. Îi voi spune lui direct și nu prin intermediul televiziunii. Deci nu s-a încheiat. Deci din punctul tău de vedere, mai e loc? În momentul de față nu, dar cine știe. Aha. Bun, vreau să vedem și ce a spus Bogdan. Sunt sigură că și tu vrei acest lucru. Continuăm apoi discuția și te lăsăm să-ți continui, să-ți începi ora, dacă ai de făcut acest lucru.